Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Optimistă, dacă te-ai născut pe 11 decembrie, nu eziti să folosești nicio ocazie pentru a reuși dacă obiectivul merită riscul. Nobilă și plăcută în comunicare, iubești oamenii, iar oamenii te iubesc. Diplomat cu bun simț, te dovedești un interlocutor înțelept și arătos, cinstită și până în măduva oaselor, știi să spui adevărul, fără să rănești pe nimeni sau să rănești sentimentele altora. Uneori te simți nesigură cu privire la ceea ce îți dorești cu adevărată de la viață, cu toate acestea, după ce ai găsit un proiect interesant, vei fi plină de entuziasm care nu te va părăsi până când obiectivul este atins. Ai o personalitate serioasă, gânditoare, profundă și intenționată. Ești perfect concentrată pe obiectivele tale, prin urmare ești dificil de oprit. În ciuda orientării mentale profunde, manifestă adesea o prezență fizică puternică. Această combinație de gândire și faptă te transformă într-o persoană extrem de puternică. Dinamismul te ajută să treci prin toate dificultățile. Cu toate acestea, dacă te confrunți cu neînțelegere, nerecunoaștere, atunci poți experimenta un stres psihologic profund, ceea ce te poate încuraja să abandonezi lupta ulterioară. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, lipsa de tact și delicatețe, optimism, ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici. Sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan, conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot aduce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase, ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială. Dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atâtea de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană măestoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminuezi motivația trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter, de la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsa de obiectivitate. Ești cum se spune, indecentă de sinceră, nu tolerezi minciuna și falsitatea. Onestitatea patologică nu funcționează întotdeauna în favoarea ta, dar prietenii apropiați, cunoscuții și colegii apreciază această calitate a ta. Ai o natură contradictorie. Pe de-o parte, ești ambițioasă și intenționată. Pe de altă parte, te simți adesea nesigură în dorințele și intențiile tale. Acest lucru dă naștere la conflicte interne care pot fi insolubile fără asistență psihologică profesională. Din fericire, ești înzestrată cu capacitatea de a te recupera rapidă din loviturile sorții și de a-ți continua planurile cu o presiune și mai mare. Succesul tău este asigurat nu numai de credința în sine, ci și de energia infinită, care pare să trăiască în propria ta viață în calitate de conductor al energiei tale, ai un impact imens asupra celorlalți. Nu numai cuvintele și faptele tale, ci și gândurile pot afecta sentimentele familiei, prietenilor și colegilor. Este suficientă doar să se uite cineva la tine și imediat sentimentele tale devin clare, cele cu care chipul tău de obicei strălucește. Paradoxal, tu însă ești întotdeauna conștientă de acest fenomen. În acest sens, este foarte important pentru tine să ai un prieten apropiat, care să-ți poată spune cum pari altura și cum să înveți prudența rezonabilă. Poți ocupa funcții de înaltă responsabilitate, dar ar trebui să eviți rolul de arbitru independent. Principala ta preocupare este legată de muncă și idei, ești interesată să transformi viața în conformitate cu convingerile tale morale. Abordezi foarte serios problemele binelui și răului, și rezolvându-le, poți fi prea instruzivă, instructivă și solicitantă. Ca părinte, nu ar trebui să fii prea strictă cu privire la copiii tăi și nu trebuie să exerciți o presiune puternică asupra lor. De fapt, este mult mai bine să trești de una singură și să lași pe ceilalți să trăiască și să nu apari în fața lumii ca arbitru al sorții. În plus, trebuie să înveți cum să te relaxezi, să te distrezi. Adesea, seriozitatea ta excesivă îi face pe alții să se gândească la ei înșiși ca fiind de nepăsători și frivoli. Dacă vei putea manifesta seriozitatea doar pentru muncă și îți vei permite emanciparea în orele de petrecere a timpului liber, calitatea vieții tale va crește semnificativ. Te distingi față de alții nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești grijulie. Inteligentă, feminină, ai o natură filozofică. Cum afectează data de 11 decembrie soarta ta? Ești o persoană destul de motivată. Dacă îți stabilești un scop pentru tine însăți, vei face tot ce-ți stă în putere pentru a-l atinge. De asemenea, demonstrezi o seriozitate extraordinară și o abordare constructivă a oricăror evenimente planificate. Calitățile spirituale și fizice sunt la fel de dezvoltate, ceea ce îți oferă o mulțime de avantaje în diverse domenii ale realizării talentelor tale. În ciuda determinării tale, există factori care te pot face să te oprești la jumătatea drumului. Aceasta este, în primul rând, o înțelegere din partea celorlalți, care poate duce la manifestări depresive sau chiar depresie generală, dar din fericire, ai o energie uimitoare care te ajută să faci față situațiilor de viață dificile. Mai mult, poți fi un adevărat inspirator, care cu entuziasmul tău inepuizabil îi vei motiva pe ceilalți să avanseze și să realizeze mari obiective. Printre altele, ai darul introspecției, analizezi cu atenție fiecare dintre acțiunile și cuvintele tale rostite și ești critică cu tine pentru manifestările de slăbiciune din partea ta. Acesta este motivul pentru care ți se poate încredința orice afacere, vei încerca să o duci la capăt prin toate mijloacele disponibile și vei pune tot sufletul și energia ta în rezultatul final. Ai o carismă cu adevărat puternică, poți influența pe alții, prieteni și rude, lăsând pe nimeni indiferent. Practic, toate gândurile și emoțiile tale sunt reflectate pe fața ta. Nimeni altcineva nu necesită cunoștințe profunde în psihologie pentru a înțelege starea de spirit, tu ai principii foarte solide, nu recunoști pe umbra, tu distingi în mod clar conceptele de bine și rău, o astfel de atitudine față de viață îți prezintă uneori surprize neplăcute, nu ar trebui să-i judeci radical pe alții, și de asemenea, ar trebui să fii mai moale cu proprii copii, foarte des. Ești îndepărtată de ceilalți datorită gândirii globale, iar reflexia te conduce spre sfera filozofiei înalte divorțate de viață. Încearcă să eviți declarațiile de evaluare adresate cuiva, în acest fel oamenii vor fi mult mai confortabili în societatea ta, nu se vor simți frivol și nepractici, dragoste și compatibilitate se întâmplă că nu întotdeauna îți dai seama ce se întâmplă astfel încât un partener sau prieten care are intuiție te poate ajuta cu adevărat să te înțelegi atât pe tine însăți cât și cum te văd alții. În relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia. Ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener? Nu ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini. Pentru a fi cucerită inima ta, nu poți lupta decât bărbați strălucitori și carismatici. În niciun caz inferior ție, un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Lei și Berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă Uniunea are loc înainte de vârsta de 28 de ani, vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de Uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioară îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstreze în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești orientată spre succes, dacă scopul merită riscul și banii cheltuiți, atunci este realizabil și fără echivoc, acest principiu este decisiv în viața ta, ești intenționată, ambițioasă, dar nu vei risca, ești nobilă, ai bune maniere, ești plăcută în comunicare, deschisă sociabilă, indiferentă față de opiniile celorlalți, un foarte bun interlocutor. Nu-ți pot fi refuzate abilitățile de elocvență și ascultare. Ești ingenioasă și optimistă. Adori societatea, dar uneori nu te deranjează să te relaxezi singură. La locul de muncă, ești serioasă, grijulie, responsabilă. Ești concentrată pe obiectiv, motivată să-l atingi. Ești greu de oprit îți este greu de a trece la un alt loc de muncă dacă nu ai terminat ceea ce ai început. Operata se distinge prin absența confuziei, ordinea ideală a operațiunilor și claritatea în documente. Dar orice eșec în schema obișnuită îți poate provoca stres psihic. Acesta din urmă dă loc unei personalități puternice, dar te scoate din echilibrul tău psihologic. Sănătate și boli. Ești predispusă la supraponderalitate. Nu ți se recomandă un stil de viață sedentar. Mișcarea este cea mai bună prevenire a bolilor endocrine și cardiace pentru tine. Dar aici este important să nu mergi prea departe. Activitatea fizică excesivă este un pericol potențial de uzură severă a țesutului cartilaginos al articulațiilor. În acest sens, activitatea fizică moderată combinată cu o alimentație adecvată poate fi o garanție a sănătății bune carnea, grăsimile din lapte, zahărul, amidonul și, în general, alimentele abundente ar trebui să fie limitate și, în schimb, să mănânci mai multe legume, fructe și boabe. A face dragoste și un somn bun sunt extrem de importante pentru tine. Creierul tău este invadat constant de gânduri, astfel încât latura emoțională a personalității tale poate îngreuna repausul tău. Ar trebui să dezvolți puterea voinței, să înveți să nu fii supărată, în general să privești mai ușor viața. Destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o natură puternică. Încă de la naștere, ești înzestrată cu o energie imensă de viață, ai o voință puternică și abilități organizaționale, caracterul tău este vesel, energia bunăvoitoare, bucuria emană de la tine. Lângă tine este cald de încredere și confortabil. Poți atinge înălțim în orice domeniu, toate lucrările care le faci sunt sortite succesului. În chestiuni legate de bani, ai noroc, sfaturi pentru tine. Ești puternică și rezistentă, dar îți lipsește deschiderea emoțională. Merită să înveți cum să-ți exprimi emoțiile. Râsul va fi benefic pentru sănătatea ta. Trebuie doar să înveți cum să te relaxezi și să obții toate emoțiile pozitive din viață, să zâmbești mai mult, să dedici suficientă timp unui hobby sau să faci doar ceva care aduce plăcere. În general, sfatul principal pentru tine este să nu încerci să rezolvi toate problemele vieții, ci să petreci timp prețios pentru comunicarea ușoară cu cei dragi.